Salut, prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi o premieră pe canalul meu, respectiv un brand cu care eu nu am mai avut de-a face. De ceva timp am fost așa cu ochii ațintiți pe acest brand și pe parfumurile pe care le-au scos. Am comandat inițial un eșantion sau un mini-eșantion. Unul este pe drum, deci voi avea de-a face cu două creații cele mai bine văzute, evaluate, vândute de la ei. Dar astăzi discutăm despre un parfum apărut în 2012, este anul apariției acestui brand, respectiv Papillon Artisan Perfumes, deținut de către Liz Moores, care este și parfumierul acestei case. Pasiunea pentru Egiptul antic al lui Liz Moores, parfumierul și proprietarul brandului, se reflectă în acest parfum ca inspirație. Parfumul se numește Anubis, îl am în variantă de mini eșantion. Este apărut chiar în anul în care și brandul a ieșit pe piață, respectiv în 2012, dacă mă iau după ce spune Parfumo, sau 2014 după ce spun cei de la Fragrantica. Cred că mai puțin important este anul apariției, cât ce face acest parfum și care ar fi inspirația pentru acest parfum. Anubis este denumirea greacă pentru zeul Egiptului antic al morții. Este acea zeitate din panoplia iconografică egipteană antică cu cap de lup sau cap de câine. Zeul morții, tenebros, întuneric, eu știu, conotații poate morbide, te aștepta ca acest parfum să miroasă poate animalic, cadaveric, nu. În primul rând, parfumul are o tendință întunecată excepțională, miroase foarte bine la capitolul lui, dar contrar deschiderii din lista de ingrediente când citești note florale, poate te aștepta să fie și ceva mai dulce, mai floral, nu. Parfumul este întunecat cap-coadă. Compoziția este, hai să zic, nu e nici foarte complexă, dar nici simplă. Respectiv avem patru note florale, iasomie, lotus, imortelă și șofran. Și avem și note din spectru animalic întunecat, dar parfumul nu este animalic oricum. Respectiv avem piele, avem lemn de santal, tămâie, labdanum. Acestea sunt ingredientele care cel puțin am găsit listate pe site-ul de profil. Ceea ce parfumul îmi transmite este mai degrabă o combinație ambrată, întunecată și afumată. Deci o combinație de labdanum, piele, tămâie. În această zonă îl pot localiza și ușor condimentat, care într-adevăr face diferența în acest parfum dinspre șofran. Deci este un parfum întunecat, pielos, condimentat cu șofran, nu este animalic, cât mai degrabă se duce într-o tendință apropiată, aș putea să vă dau ca referință Ambra Aurea de la Profumum Roma. Cam în aceeași tendință se duce și acest parfum. Foarte balsamic, ușor afumat, întunecat, destul de solid ca senzație, ca urmare a notei ambrate dinspre labdanum. Avem tămâia care pur și simplu îl afumă complet. Și avem nota de piele care este condimentată cu șofran, dându-i un pic de viață acestei note dinspre piele. Deci este o piele destul de potentă, destul de penetrantă, dar fără să fie animalică sau murdară. Și bineînțeles îmbălsămată cu tămâie și labdanum. Nota de lemn de santal nu o percep, ca de asemenea nici în celelalte note florale, că discut de imortelă sau de iasomie sau eventual de lotus. Deci pentru mine acele ingrediente nu există în parfum, chiar dacă sunt listate, cât ceea ce v-am spus că se simte. Parfumul este liniar și la aproximativ 5 ore de la aplicare, ce a mai rămas este o tendință ușor condimentată dinspre șofran și ambrat. Deci este o combinație de labdanum șofran pe care o mai simt. Nota de piele a dispărut, nu mai o simt. Ceea ce este un minus pentru acest parfum este performanța, dar înainte de toate să trec la capitolul performanță și celelalte caracteristici, haideți să mai aplic să vă spun ceea ce se simte în deschidere. Parfumul trebuie să vă zic că îmi place, dacă ar fi avut și o performanță foarte bună, acesta ar fi fost un parfum de avut în colecție, sincer. Ok. Da, deci se simte o combinație de piele, labdanum, tămâie. Are așa un vibe de tip amuaj, din genul de parfumuri foarte grele, foarte dense, dau ca exemplu Interlude pentru bărbați sau de exemplu de la Zoology Styrex. Cam în acea zonă se duce și acest parfum, dar aici diferența o face într-o anumită măsură și nota de șofran. Așa cum am spus, se apropie și de Ambra Aurea și da, regăsesc asemănări. În Ambra Aurea nu aveam piele, dar aveam ambră cenușie care este o tentă animalică.
Ok, deci miroase foarte bine, îl consider foarte masculin, foarte elegant, foarte sofisticat, dar liniar. Deci parfumul nu se schimbă, el rămâne în aceeași tendință de la început până la sfârșit, respectiv până după 4 ore jumate, 5. Îmi place parfumul, cel puțin experiența olfactivă cu el este chiar foarte plăcută, este genul meu de parfum. Așa cum am spus, este clasificat unisex, dar eu îl percep foarte, foarte masculin, deci nu știu în ce măsură o doamnă sau o domnișoară ar purta genul acesta de parfum, dar pentru un bărbat, dacă este genul care îi plac parfumurile acestea întunecate, ambrate, afumate, cu tenta, nu să-i zic animalică, dar pieloasă, cu piele foarte, foarte potentă și foarte penetrantă, acesta e un parfum care ar trebui să-l testezi. Nu mai amintesc de alte parfumuri pe note de piele sau note destul de dense, dar ca idee, încercați să vă imaginați colonia leather cu colonia ambra în combinație cu ambra aurea, cu interlude man. Dacă le pui pe toate la un loc, iese o bombă olfactivă întunecată, afumată, cu un spectru pielos, condimentat și cu șofran. Deci cam în zona aia aș putea să-l încadrez. V-am spus de gen, perioada optimă cred că ar fi cel mai indicat, temperaturile scăzute pentru acest parfum. Miroase suficient de puternic și plin de personalitate ca să-l facă foarte strălucitor în perioadele cu temperaturi scăzute, în niciun caz pe temperaturi ridicate, nu te dai cu așa ceva. Ținută, semi-formal și formal, deci este un parfum de ținută foarte sofisticată, formală pentru situații conservatoare sau situații destul de sobre și rigide. Deci îl văd foarte bine pentru acel tip de scenariu. În niciun caz nu este un parfum de impresionat, de mers la petreceri, în a te simți bine, pentru că cei din jur s-ar putea să nu fie plăcut surprinși de acest parfum. Vârstă, 30 de ani în sus. Cantități, concentrație și preț. Am văzut că vine într-un singur volum, 50 de ml, concentrația este apă de parfum, la un preț de aproximativ 145 de lire sterline sau 150 de lire sterline. Asta înseamnă convertit în lei undeva la 600-800 de lei plus minus, cam în zona aia se învârte din punctul de vedere al prețului. Performanță foarte slabă, deci eu sunt dezamăgit de performanța lui. Asta ține de pielea mea, deci nu știu pe alte persoane cum se manifestă, dar în cazul meu undeva la maxim 5 ore, deja 5 ore de-abia se mai simte, proiecție bună undeva la o oră. Acum, dacă te gândești că parfumul acesta nu-l porți chiar în orice situație, parfum de serviciu, semnătură sau cum mi se mai spune, și nu-l porți în situații unde petreci 8-10 ore, dar pentru situații de tip 4 ore, e ideal. Asta dacă mă gândesc că îl poți purta în întâlniri profesionale sau în întâlniri de afaceri, pentru perioada cât petreci acel timp pentru negocieri sau pentru discuții cât de cât tehnice sau profesionale, cred că își va face treaba, dar dacă petreci mai mult timp, la performanța pe care o are după 4-5 ore nu se mai simte și ca atare își va pierde farmecul în ochiul tău ca purtător al acestui parfum. Deci performanță destul de scăzută, cel puțin în cazul meu. Aș fi curios dacă voi ați avut experiență cu acest parfum, să-mi spuneți în comentarii ce experiență ați avut voi cu acest parfum, longevitate respectiv proiecție, pentru că eu cel puțin aș fi fost interesat de parfum să-l am, dar performanța cel puțin mă cam trage de la a declanșa instinctul de a-l cumpăra. Bun, concluzie. Un miros foarte, foarte plin de caracter și personalitate, deci cu genul acesta de parfum nu te întâlnești chiar în fiecare zi și este o surpriză plăcută din punctul de vedere al compoziției și al impresiei olfactive. Este un parfum masculin, îl consider pentru situații foarte protocolare, foarte conservatoare, la o ținută cât mai sofisticată și elegantă. Performanța este însă foarte scăzută, cu toate că prețul, dacă este să mă raportez la cât eventual vei scoate din buzunar pentru a-l plăti, nu mi se pare un capăt de țară, dacă în cazul tău parfumul performează și ți se pare nemaipomenit. Astfel că din punctul meu de vedere consider că parfumul merită nota 9. Dacă performanța în cazul meu ar fi fost mai bună, s-ar fi dus și scorul mai sus, dar deocamdată nota 9 din punctul meu de vedere. Ok. Am să pun capăt acestui clip aici. Ca întotdeauna vă mulțumesc că pe parcursul acestui video ați fost alături de mine. Nu uitați, dacă ați avut experiență cu acest parfum, secțiunea de comentarii vă stă la dispoziție pentru impresiile personale asupra acestui parfum Anubis de la Artisan Papillon Perfumes. Îmi iau la revedere, vă doresc toate cele bune și până data viitoare când ne vedem în următorul clip, vă salut pe toți. Numai bine!